Dragi prieteni, bine ați venit la prezentarea despre semnul zodiacal Vărsător, unde facem o trecere din revistă ca să vedem că cum sunt vărsătorii și apoi ce calități bune au și ce năravuri de care ar trebui să scape, dar ei nici cum nu reușesc. Dar la început, să vedem care-i treaba cu planetele. Și apoi zice că Uranus și cu Saturn veghează la formarea și desfășurarea caracterului general de comportament la toți nativii din Vărsător. Planeta Uranus simbolizează libertatea și apoi și vederile așa revoluționare, dar și nevoia de schimbare la nivel de societate, și adică presiunea aceea de a face oarece, adică, cum să zic, mecanismul care îl împinge pe nativul Vărsător să facă schimbări ca să ajute la progres. Să mai zicem numai că Uranus garantează, de fapt, eliberarea de convențiile lumești și garantează gândirea liberă, adică fără clișeaua și cu cele cu stereotipuri. Pe de altă parte, Saturn veghează la limita care îl țin pe Vărsător cu picioarele pe pământ, să nu se ridice, să plutească. Saturn controlează și adunarea de experiență, cum se pune, adică experiența în aplicațiune. Tot Saturn impune și disciplină. No! S-ar părea că dintre cei mai mulți inventatori de pe lumea asta vin din zodia Vărsător. Planeta Uranus stă câte 7 ani în fiecare zodie și asta înseamnă că dă ocol la soare în 84 de ani. Acum, sunt voci în toată astrologia asta, în știința asta a stelelor, în horoscop, care zic, adică oamenii cei care zic că începuturile revoluției industriale au fost favorizate de planeta Uranus. No. Acum, eu nu știu ce să zic, eu nu cred. Nu cred pentru că Uranus a învârtit pe lângă soare și mai de mult. Și oamenii trăiau cum puteau, la lumânări de ceară, în frig, cu boli și apoi nici nu trăiau mult. No, cercetătorii ăștia le lipsește o doagă, ci că mai lipsește numai să zică că datorită planetei Uranus s-a inventat și apa caldă. Vărsătorul e ființa care să, cum să zic eu, să vede mai bine, să distinge, no, de restul zodiilor prin faptul că reușește într-una să-și pună individualitatea în valoare, no? Și asta o face cu claritatea planurilor de viitor, dar mai ales că Vărsătorul e foarte treaz la minte, adică nu se întinde mai mult decât e plapuma. Tot comportamentul acesta îl ajută la un singur scop, să-și asigure independența, mă. De aici tragem concluzia că nativii din Vărsător îs ființe cu originalitate și dar și cu un fel de, carismă, cu aură de oameni deosebiți. Nu. Felul lor de a fi e de multe ori excentric. Vărsătorii sunt oameni cu multe idei și vizionari, așa, să uită așa câtă viitor. Oameni care n-au convenții cu lumea, adică nu le pasă la ei că ce zice lumea sau că tăți se duc într-o direcție când ei se duc de fapt invers. No. În general putem zice despre vărsători că sunt oameni săritori și pe deasupra să fac plăcuți, mă, în societate. Îs agreați așa, cheamă toată lumea la petreceri pe tot locul. Și asta, pentru că vărsătorii, cum să zic eu, vărsătorii refuză prejudicățile și sunt oameni toleranți. Și apoi cu atitudinea asta așa de pacifistă, nativii vărsători îs înconjurați de un fel de entuziasm care le aduce voie bună, îi sufletește și pe ceilalți. Nu-ți întâlni voi în veci un vărsător care se plictisește.
Ăștia au mereu idei și s-a pleacă asupra lor cu foarte multă migăleală ca să afli cel mai bun drum către realizarea ideilor, adică să le pui în practică. Na, mai știm despre ei că sunt oameni curioși, că sunt mereu la curent cu toate știrile și că bagajul lor de cunoștință e foarte, foarte mare. Le plac solicitările intelectuale, se documentează cu plăcere și sunt mereu, mereu deschis la noutăți. Trebuie însă să subliniem că dacă au apucat odată să aibă convingeri asupra unei chestiuni, apoi nativii din vărsător să lasă greu sau foarte greu convinși că n-au dreptate. Atitudinea asta se reflectează și în căsnicie, unde vărsătorii au mereu dreptate și atunci când nu au de fapt. No. Și apoi, dacă am subliniat aspectul ăsta mai puțin pozitiv, să mai zicem și că vărsătorul îi de fapt un rebel, un răzvrătit, un om care nu se mulțumește cu jumătăți de măsură, adic. Ăsta vrea tot. Și apoi ideile lui, care de multe ori sunt fantezii utopice, îl așează pe vărsător așa într-o zonă despre care lumea zâmbește așa oarecum, cu jenă. Adică vărsătorul nostru o ia razna și trăiește, atenție, cam cu 100 de ani în viitor. Acolo unde ideile lui precis ori prinde contur. Și apoi când lumea îi taie elanul și entuziasmul ăsta lui, fervescent, așa, entuziasmul lui de vizionar, vărsătorul se simte neînțeles și capătă așa un aer mai rece, mai distant. De altfel, cam asta e și impresia care o creează în multe situații. Impresia unui om rece, rezervat și cu băgare de seamă. În faptele lui, vărsătorul vrea rezultate clare, dar imediat. N-are nici răbdarea necesară și nici perseverența care să garanteze un rezultat durabil. Și apoi, nerăbdarea asta e însoțită de multe ori și cu o încăpățânare destructivă. Că dacă nu-i bună calea și nu dă rezultate încăpățânarea, mai rău strică. Nativii din vărsător îți puși mereu pe cuceriri. Opa! Pasiunea și plăcerea fac parte din bagajul cel mai prețios de sentimente și trăiri. Dar oricât de insistente ar fi unele gesturi ca să prindă o cordială, vărsătorul cântărește mult până să facă un pas definitiv. Cumva, parcă nu-i vine bine să se lege, să renunță la libertatea lui și la puterea lui de decizie, așa e, de unul singur, adică individual, mă. În carieră, la nativii din vărsător, nu le pleacă activitățile de rutină. Tot aceeași masă de birou, același servici și tot aceeași plictisală. Adică să muncești pentru bani, asta... No, e o convenție socială care la vărsător nu arată bine. O convenție la care, așa, în adâncurile lui, vărsătorul se pune de-a crestulul, se împotrivește, nu vrea. No. Și apă, cu vederile astea despre viață și lume, vărsătorul e cam singuratic, mă. Și din cauza asta, munca în echipă, îi pentru el o solicitare foarte intensă, care... adesea se lasă cu scânchei. Și atunci, nu-i de mirare că proiectele, pur și simplu, nu-s gata la timp. La el, la vărsător. Regulile sunt făcute ca să fie călcate. Și rânduiala ierarhică, așa cu șef unul după altul, e o aiureală, unde niște tântălăi și niște proști au ajuns pe scaune de conducere. Cam așa vede el ierarhia. No, de aici iară putem trage concluzia că banii și siguranța nu sunt o prioritate pentru vărsător. Mult mai valabilă e vorba om vedea ce-a mai fi. Și de fapt așa și îi.
că niciodată nu o fă să nu fie nicicum, bine sau rău. Dar la vărsător îi vin mereu idei și cu flexibilitatea pe care o are, apoi nu-i demnirare că se descurcă și ptică camâța tot în picioare, adică de la orice înălțime. No. Deci în linii mari am văzut cam cum arată aspectele generale și apoi acum ne-am apropiat de amănunte caracteristice la domnii, dar și la doamnele din zodia vărsător, așa că, dragi prieteni, vă aștept cu drag la următoarea postare cu un simplu click. Pe curând!